Salutare, Pera sunt. Lene este un mecanism de supraviețuire și azi vreau să vorbim despre cum anume să-l folosești în avantajul tău. Pentru că da, poți să folosești lene în avantajul tău. Îmi aduc aminte de o vorbă care nu știu dacă este legendă urbană, poantă, glumă sau realitate, dar cu siguranță nu e glumă că la Microsoft, firma lui Bill Gates, fosta, că acum cred că s-a retras de acolo, lucrau foarte mulți români și română era a doua limbă vorbită în Microsoft. Da? Avem programatori foarte buni și am avut de la început. Și acolo era următoarea vorbă, că Bill Gates zicea așa, prefer să dau cele mai grele sarcini celor mai leneși oameni sau celor mai leneși om, că el, ca să scape repede, va găsi cea mai rapidă cale și cea mai ușoară soluție și cea mai eficientă ca să scape mai repede. Da? Dar asta, de fapt, cum traduc eu, este inteligență, până la urmă. Nu? Noi, oamenii, suntem niște ființe care căutăm să rezolvăm probleme, de asta avem un creier foarte dezvoltat, poate cel mai dezvoltat, nu? Și delfinii au un creier foarte dezvoltat, se pare. Dar oamenii, într-adevăr, nu domină planeta cu inteligența. Și atunci, am corelat chestia asta cu alta despre lene. Și anume, de ce oamenii se lasă de sală și nu sunt motivați să meargă la sală? Și un prieten de-al meu, Bogdan Umanski, face lucrare de doctorat pe subiectul acesta, și anume cu motivația și motivația omului de a face efort, de a avea sănătate bună, de a face efort fizic, mișcare, deci de a merge la sport, de a face sport. Și printre altele, ce știm sigur acum este că avem un creier, iar creierul nostru este, din motive de supraviețuire, foarte atent cu caloriile. Deci el are două sarcini. Unu, să supraviețuiască și să prospere, adică după ce m-am asigurat că ok, supraviețuiesc, mă simt relativ în siguranță, caut prosperitate și evoluție. Asta face creierul permanent, asta caută. Da, de aceea trebuie să fim foarte atenți când vrem să apelăm la interesul unui om, să ne întrebăm întotdeauna înainte, îl ajută pe om cu ceva să supraviețuiască sau să prospere, ce vreau să-i vorbesc, să-i propun, da? Să nu știu, fac un articol sau chiar acest video, poate. Nu? Te ajută cu ceva pentru prosperitatea și supraviețuirea ta. Eu bănuiesc că dacă te învață, te conștientizează despre niște lucruri ale tale, calități, pe care le poți folosi în avantajul tău. Bun. A doua funcție a creierului, pe lângă supraviețuire și prosperitate, este să conserve calorii. Pentru că înainte alergai după mamut prin pădure, când trăiam în triburi, nu? Mergeai să vânezi, nu era mâncare peste tot, la orice oră. Așadar, dincolo de efortul de a supraviețui, de a alerga după vânat, trebuia să conserve energie, să nu consumi multe calorii, că slăbeai, pierdeai putere și mureai. Nu erai de folos tribului, slab, fără energie. Și atunci, efort mare pentru supraviețuire, pentru luptă, pentru vânat, și apoi stat la foc și uitat ca chiar un foc. De asta stăm și astăzi, nu? Noi bărbații, mai ales pe telefon, și privim în gol. Acolo este metoda noastră probabil de tensionare și de a nu mai face absolut nicio activitate, nici măcar intelectual. Și atunci, în momentul în care omul modern, nu? Că omul modern poate are haine diferite și mașini și gadgeturi, dar biologic, anatomic, fizionomic a rămas la fel. Avem un job cu toții. Cei mai mulți dintre noi nu avem job antrenor la sală sau sportiv de performanță. Da? Pentru că această teorie va arăta de ce antrenorii și sportivii și oamenii care fac sport natural, pentru ei este mai ușor să fie în formă fizic decât pentru noi toți ceilalți. Noi avem un job, avem o muncă, avem, nu știu, facem ceva pentru bani. Și creierul nostru spune, ok, ai lucrat de dimineață până seara, ți-ai asigurat pita, adică supraviețuirea și poate prosperitatea. Gata efortul, conservăm calorii, conservăm energie. Da, și ce facem? Mai trebuie să mergem la sală, când terminați ziua de muncă, dar sala asta e o activitate secundară, iar creierul zice, ok, dar pentru supraviețuirea și prosperitatea noastră, cu ce ne ajută cu adevărat din moment ce tu banii ai făcut, papa pe masă ai, ești bine, da, relativ sănătos, nu te doare nimic, ce-ți mai trebuie ție sală? Așa face creierul. Da, mare atenție, nu știu dacă e chiar prietenul nostru sau nu la faza asta, dar el își face datoria față de noi, da? Supraviețuire, prosperitate și conservăm energie, nu o irosim. Și atunci rămânem pe canapea de cele mai multe ori. Sau mergem la sală 2-3 săptămâni, ne pierdem motivația. Dar de ce? Pentru că așa suntem construiți. De fapt, ce este lenea în contextul acesta?
Lenea este exact asta. Dacă am supraviețuit și nu mă doare nimic, creierul nostru o să prefere să conserve calorii decât să le irosească sau să le consume pe ceva ce nu vede el. Bă, de ce ar fi asta important? Cum folosim asta în avantajul nostru? Va trebui să găsești activitățile pe care trebuie, vrei să le faci. Poate sala, poate mâncatul sănătos, poate orice altceva făcut de bani, nu știu. Ce crezi tu că e important pentru tine? Și va trebui să îi explici creierului tău în multe feluri, poate prin scris, poate prin imagini, nu, panou visurilor sau mai știu eu ce, să explici creierului tău de ce acea activitate pe care ți-e greu să o faci acum este esențială pentru supraviețuirea și prosperitatea ta. Deci va trebui să te convingi tu pe tine și să-ți explici tu ție de ce mersul la sală, în cazul nostru, dar poate fi orice activitate, este esențial, este vital pentru supraviețuirea și prosperitatea ta. Și îți spun în încheiere ce am găsit eu. Da? Poate nu este complet sau cea mai bună chestie, dar de când s-a născut fiica mea, și cred că ți-am mai spus povestea asta, mi-am dat seama, am 40 de ani, 42 de fapt în septembrie, în 5, și am zis, vreau să urc pe munte cu fiica mea la 60. Dar, acum la 40, deja simt vârsta, da, nu mai așa ușor, să alerg, să ridici greutăți. Mai trec 20 de ani, unde o să mă găsească pe mine viața? Când fiica mea are 20. Da, că asta era acum 2 ani de zile. Și asta m-a făcut să mă reapuc de sală și foarte interesant, motivația mea de dimineață când mă duc să ridic de greutăți, deși uneori mi-e, n-am chef, e mult mai mare, mi-e mai mare decât a fost, sincer, vreodată în toată viața mea. Pentru că a trebuit foarte greu mi-era să mă motivez, ca multor altor oameni, da? Deci creierul meu a găsit parțială motivație și a zis, ok, pentru fericirea și prosperitatea mea în viața asta, este important să am grijă de corpul meu, de mobilitatea mea, de, da, postură și ce mai știu eu ce, energia mea, pentru că e foarte important pentru mine și mi-am spus asta și simt asta, să pot să merg să fac activități fizice cu fiica mea, nu, care se ajungă la 10, 15, 17 ani, chiar îmi doresc, ar fi plăcerea vieții mele. Și dintr-o dată creierul meu a început să ia în serios treaba asta. Da? Acum fiecare trebuie să-și găsească această motivație, o poți aplica la orice activitate, dar mare atenție ce prioritizezi în viața ta, că nu le poți face pe toate bine. Deci alegeți bine bătăliile și prioritățile și folosește creierul tău în avantajul tău și nu în dezavantajul tău și să știi că nu ai fost niciodată leneș, ci doar ai fost eficient cu energia ta, ai fost eficient cu acțiunile tale și ți-ai dorit calea cea mai eficientă și bună pentru a ajunge la rezultate. Evident, nu tot timpul ne iese, dar nu te învinovăție. Da? Dacă vrei să vorbim despre asta, trebuie să scriem la peraarond, personalitatealfa.com. Mersi mult! Ceau, ceau!